Pe data de 7 mai 1999, în cadrul unei vizite istorice, Papa Ioan Paul al II-lea punea piciorul pe pământ românesc. Era totodată pentru prima oară de la Marea Schismă din 1054, când un suveran pontif vizita o țară preponderent ortodoxă. Mesajul Sfântului Părinte era unul sugestiv. Românie, țară punte între Orient și Occident, punct de răscruce între Europa centrală și cea orientală, Românie pe care tradiția o numește cu frumosul titlu de Grădina Maicii Domnului, vin la tine în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și al Preasfintei Fecioare Maria. Cu mare bucurie sosesc astăzi în România, națiune mult dragă mie și pe care de multă vreme doream să o vizitez. Cu profundă emoție i-am sărutat pământul, recunoscător înainte de toate lui Dumnezeu cel atotputernic, care în prevăzătoarea sa bunăvoință mi-a hrăzit să văd realizat acest gând. Cu acest perelinaj am dorit să aduc un omagiu poporului român și rădăcinilor sale creștine, coborând, conform tradiției, din lucrarea evanghelizatoare a apostolului Andrei, fratele lui Simon Petru. Mulțumesc pentru că ați vrut să fiți prima biserică ortodoxă care l-a invitat în propria țară pe Papa de la Roma. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit bucuria acestei întâlniri fraterne. Iată că astăzi, la 20 de ani de la acel eveniment, în perioada 31 mai-2 iunie 2019, cu etape la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, Papa Francisc va efectua la rândul său o vizită în România, având mesajul „Să mergem împreună”. Evenimentul se anunță unul cu multiple semnificații religioase, dar și geopolitice. Biserica Ortodoxă Română este singura biserică ortodoxă latină într-o regiune preponderent slavă, iar teritoriul ce formează astăzi România și-a primit botezul creștin încă de la început, nefiind creștinat prin metode politice, așa cum s-a întâmplat cu vecinii noștri. Nu trebuie uitată nici situația tensionată dintre Ucraina și Rusia. Vorbim de tensiuni în interiorul spațiului ortodox, dar și de reminiscențele istorice dintre apus și răsărit ce își au originea în Marea Schismă. Într-o întâlnire recentă la Sofia cu patriarhul neofit al Bisericii Ortodoxe Bulgare, suveranul pontif a declarat că rănile care de-a lungul istoriei s-au deschis între noi creștinii sunt sfâșieri dureroase făcute în trupul lui Hristos, care este biserica, și că speră ca prin iertare să pregustăm ziua în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea celebra la același altar misterul pascal. Un alt mesaj pe care suveranul pontif de origine argentiniană l-a promovat în ultima perioadă se referă la condiția migranților și a refugiaților, făcând apel la guvernele lumii să construiască poduri, nu ziduri, și să facă tot ceea ce se poate pentru a-i primi și integra pe refugiați. Subiectul este unul extrem de sensibil în actualul context european, unde se înregistrează o adevărată reticență și chiar ostilitate în privința acestui subiect. În urmă cu 20 de ani, Papa Ioan Paul al II-lea era primul suveran pontif care vizita o țară majoritar ortodoxă. Iată că acum, la 2 decenii de la acel eveniment, Papa Francisc continuă această tradiție începută de Sfântul Părinte Ioan Paul și vizitează România. O vizită care trebuie privită atât din perspectivă religioasă, dar și dintr-o perspectivă geopolitică, pentru că știm foarte bine vocea papei reprezintă de fapt și vocea unui stat. Domnule profesor Dan Ungaciu, vă spun Hristos a înviat, pentru că este prima oară când ne întâlnim în această perioadă. Adevărat. Vă mulțumesc pentru prezență și aș vrea să încercăm o incursiune în această vizită, în tainele acestei vizite. Nu știu dacă neapărat în tainele acestei vizite, dar cred că e suficient de mult de spus și despre ceea ce se poate vedea cu ochiul liber, fără să intri în misterele și ascunzirile dedesubturile acestui eveniment, pentru că evenimentul în sine e important și trebuie discutat, cum bine ați sugerat, ca atare. Să le numim subtilități.
Dimensiunile lui sunt multiple, să le numim subtilități și să sperăm că la sfârșitul emisiunii lucrurile să fie mai limpezi pentru cei care ne privesc. Dimensiunile sunt multiple, pentru că atunci când vorbești de o asemenea personalitate politico-religioasă, ca să spun așa, sigur că afectează în mare măsură și viața religioasă din România, și regiunea, și dacă vreți, dincolo de regiune. În primul rând, aș spune că vizita e importantă. Indiscutabil că este importantă. Ar fi putut să fie, din punctul de vedere al unui proiect strategic, ca să zic așa, România ar fi putut să fie mai importantă dacă România ar fi avut prin această vizită posibilitatea întăririi unui proiect deja asumat și deja și întărit, inclusiv la nivelul interlocutorilor României din spațiul occidental și nu numai. La ce mă refer? Vorbeam la un moment dat de un proiect al României care s-ar fi putut numi Evadarea din Est. Evadarea din Est ar fi însemnat ca România să reușească, printr-o asumare dincolo de partide până la urmă, să se detașeze de esticii care, la un moment dat, vizibil pentru partenerii noștri euroatlantici, o luaseră pe căi discutabile. Că e vorba de Polonia, că e vorba de Ungaria, dacă România ar fi reușit în momentul acela să nu intre în seria asta care era blamată și va fi blamată și cu ocazia alegerilor europarlamentare și după, sigur că România ar fi reușit să tragă un semnal de alarmă sau să dea un mesaj important. Această ieșire din Est, sigur că ieși din Est cu Est cu tot, că nu ne schimbăm nici ortodoxia, nici tradiția, nici istoria, nici geografia, evident. Dar politic, la nivel de mesaj, România ar fi putut să joace o carte mult mai importantă dacă nu era plasată în această serie care, după părerea mea, nu e câștigătoare. Și nici nu va fi nici după europarlamentare. În ciuda scorurilor care se vehiculează. Deci această evadare din Est, evident cu Est cu tot, ar fi fost, într-un fel, confirmată, consfințită, inclusiv de vizita Papei despre care vorbim. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Nu intrăm acum în detalii, din păcate nu s-a întâmplat așa și sigur că rămâne un eveniment mai ales asociate, hai să zic așa, cu un tip de opțiune, dar nu cu România în integralitate, în termen de viziune. Sigur că România niciodată nu va gândi la fel, dar e vorba de o viziune pe care România, dacă ar fi punctat-o de la început, această vizită ne-ar fi ajutat mai mult să evadăm din Est, din Estul din care ar fi trebuit deja să evadăm politic. Deci n-am reușit să fructificăm până la capăt această vizită. Din punct de vedere eclezial, rămân la aceeași părere, vizita e un eveniment important. Indiferent de ce se discută și indiferent de ce comentarii se fac, România, Biserica Ortodoxă română este într-o situație în care va avea de jucat o carte importantă, inclusiv în interiorul lumii noastre ortodoxe. Lumea noastră ortodoxă încă nu e așezată. Lumea noastră ortodoxă a trecut printr-o criză, a trecut printr-o provocare, ne place sau nu ne place, autocefalia Bisericii Ucrainiene, că este un eveniment istoric pe termen lung, pe termen scurt a creat anumite, cum să mă exprim mai elegant, ca să nu spun falii, niște animozități. Ei, aceste animozități, sper să nu devină falii, găsesc Biserica Ortodoxă Română, o biserică semnificativă și importantă și tot mai importantă, inclusiv în urma declarării autocefaliei Bisericii Ucrainiene, între, noi spun, Cila și Cariba, dar între două zone de influență și de putere. Moscova și Constantinopol. Biserica Ortodoxă Română, Biserica Latină, singura biserică latină din acest areal, va trebui să joace în acest triunghi și de aici înainte, că, repet, criza nu s-a clarificat, a intrat într-o nouă logică prin schimbările politice din Ucraina, dar va trebui să joace în acest triunghi, Constantinopol, Moscova, București, iar inclusiv pentru această perspectivă din interiorul lumii ortodoxe, această vizită a Papei este importantă. Pentru că asta îți permite, într-un fel, să ieși din această dificilă opțiune și să încerci să schimbi, cum să spun, să-ți găsești alt suflu pe alte zone religioase. De asta e important în această vizită a Papei, pentru că semnalizează ceva. Biserica Ortodoxă Română a avut, cum bine ați spus, o relație bună cu Vaticanul, fiind prima țară ortodoxă majoritară vizitată de un însemnat suveran pontif. Ea va trebui să joace și în continuare această carte, după părerea mea. Nu e vorba aici de pudibonderii locale, după părerea mea, extrem de provinciale, ci e vorba de jocul pe care o biserică mare, semnificativă, importantă, latină, ortodoxă și latină,
așa cum biserica catolică în Polonia este slavă și latină, noi suntem, dacă vreți, relativ în oglindă. Deci o asemenea biserică mare trebuie să joace un joc, pe care nu trebuie să-l joace numai în relație cu uitându-se la Bulgaria, ci trebuie să se joace uitându-se mai departe de atâta, fără să fac, Doamne ferește, să aduc vreo jignire vreunui vecin al României. Deci vizita este importantă. Biserica Ortodoxă Română trebuie să fructifice asta. Este o vizită semnificativă, care nu neapărat că repune pe hartă Biserica Ortodoxă Română, ar suna prea patetic, dar care confirmă un joc mai mare pe care trebuie să ne-l asumăm. În al treilea rând, sigur că vizita e importantă în termen de valori. Puneți ghilimele, valori politice. Papa este purtător de valori politice. Ne place, nu ne place, și nu doar pentru că este că e șef de stat, ci pentru că este purtător unui mesaj de tip politic. Și aici, sigur că lucrurile se complică. Nu trebuie exagerat asta foarte tare, pentru că se exagerează două lucruri aici. Unul, influența papei asupra bisericilor catolice naționale. Și a doua exagerare este influența bisericilor catolice naționale asupra politicului din zona respectivă. Sunt două excese pe care n-a trebuit să le facem. Papa, în acest moment, sigur că este purtător de valori, în sensul în care, din 2015, vă amintiți celebrul mesaj, apropo de migrație, migrația înseamnă, și n-are rost să invocăm toate citatele aferente, nu? În care migrantul devine aproape un Iisus Hristos de care trebuie să ai grijă. Mesajele astea, e foarte interesant că din 2015 toate statele catolice din Europa răsăriteană și Europa centrală au respins acest mesaj. Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, pe rând, resping acest mesaj. Ca să nu mai vorbim de Italia. Niciodată papa n-a reacționat împotriva acestor mesaje complet opuse. De ce n-a făcut-o? Din două motive. Unul, pentru că nu papa decide politica pe care bisericile naționale catolice o urmează, ci adunarea episcopală, care adunarea episcopală de fiecare dată a ținut mai degrabă cu vocea politică decât cu vocea papei în această chestiune. Și în al doilea rând, pentru că papa el însuși are o formulă de biserici sinodale în care el însuși, prin inclusiv pastorația pe care o face, îndeamnă aceste biserici să aibă voce. Biserici naționale. Principiul subsidiarității, nu intru aici în detalii. Și atunci, influența lui politică, dacă vreți, puneți ghilimele, asupra bisericilor catolice naționale, nu e foarte semnificativ. Doi, nici bisericile catolice naționale nu au mare influență, așa de mare influență, precum ne place să credem, în statele naționale. Și ele tind, într-un fel, să se adapteze la zona politică în sensul cel mai larg. Noi trăim cu această opțiune mai degrabă, viziune naivă, nu? Biserica catolică poloneză care schimbă, face, construiește, drege. În realitate lucrurile nu stau așa. Dacă vizitați recent acum Polonia sau ați fost de curând, ați văzut statuile lui Kaczynski sau Piłsudski. E un concurență acolo care e mai înaltă, care e mai... Puseul polonez. Sunt mult mai mulți oameni în stradă când se fac meeting-uri naționale decât duminica la liturghie, ca să zic așa. Puseul polonez este mai degrabă etno-identitar. Ne place asta sau ne place o altă discuție. Și vă reamintesc un exemplu pe care îl uităm deseori. În 1995, probabil că lumea știe sau își aduce aminte de un nume, Alexandru Krasniewski, care a fost președintele Poloniei. Ales în 1995 până în 2005, de două ori ales. L-a învins pe Walesa. În 95, când era, cum să spun, Polonia începea să-și reconfigureze drumul politic, nu doar că nu era catolic, nici măcar nu era botezat. Deci Polonia catolică, în imaginarul nostru colectiv, a avut între 1995-2005 un președinte care nici măcar n-a fost botezat. Și a fost ales președinte de două ori. Și nimeni n-a avut mari sfâșieri. Deci ce vreau să spun este că exagerarea acestor dimensiuni sau dimensiunii politice sau religioase a politicului ar trebui să fie, oprite, pentru că în realitate nu e așa. Deci papa este un purtător de valori, dar este un purtător de valori asociat mai degrabă cu propria persoană. Și asta îl face, sigur, într-un fel, un personaj, nu știu dacă e foarte bun termen, dar un personaj controversat, dacă vreți, sau care e pus într-o oarecare dificultate, pentru că catolicii practicanți, de pildă, în Italia sau în Ungaria, votează cu Salvini și cu Orban, nu votează cu papa, ca să zic așa. Adică ascultă mai degrabă de ce spune Salvini despre migranți și nu ascultă ce spune papa despre migranți. Deci asta îl face pe papă, sau dacă vreți, îl pune într-o poziție relativ inconfortabilă, dacă pot să spun așa. Deci, în termen de purtător de valori, sigur că
trebuie să luăm situația așa cum este. Nu înseamnă că Biserica Catolică sau, mă rog, adunările de episcop din diverse state naționale cu majoritate catolică gândesc la fel. Nu gândesc la fel. Și sigur, o ultimă dimensiune, cu voia dumneavoastră, care ține într-adevăr de România, de România concretă, propriu-zisă și apropo de vizita Papei, de relația României și Ungariei. Asta este specificul acestui eveniment, asta este dimensiunea cea mai controversată, care se leagă foarte mult cu valorile pe care Papa le proclamă, pentru că vizita asta are un soi de amestec din ăsta care nu știu cum va fi soluționat. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe recent în Ungaria a apărut întâlnirea dintre domnul Victor Orban, premierul maghiar, și arhiepiscopul de Alba Iulia, în care discutau, printre altele, vizita Papei din România și modul în care ea se va reflecta asupra comunității maghiare, de parcă eram la București și premierul României discuta cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Deci amestecul ăsta foarte... Evident. Evident și complicat și riscant. Asta ar fi elementul care ar trebui să fie cel mai atent gestionat. Pentru că restul, sigur, restul sunt lucruri pe care, le discutăm mai degrabă cu incidență teoretică, dacă vreți. Sigur, efecte practice, dar nu imediate. Dar acest element, acest ingredient în vizita Papei este o provocare, va fi o provocare și sper ca să rămână o simplă provocare fără efecte politice sau geopolitice sau strategice majore. Domnule profesor, ați lansat trei teme și aș vrea să le aprofundăm. Prima dintre ele se referă la relația Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte biserici ortodoxe. Și ați amintit de vizita în Bulgaria. Aș vrea să atingem și acest subiect. Apoi, ați spus un lucru extrem de interesant. Ați făcut referire la mesajul pe care Papa Francisc l-a lansat cu referire la tema imigrației. Un subiect extrem de sensibil și controversat în același timp. Și cel de-al treilea subiect pe care aș vrea să-l dezvoltăm este vizita de la Șumuleu, cu implicațiile sale și cu conexiunile care se nasc din această vizită. Dar aș vrea să revenim la relația Bisericii Ortodoxe Române, la modul cum se raportează ea la celelalte biserici, și aș vrea să dezvoltăm această discuție plecând de la o paralelă între vizita pe care Papa a avut-o în Sofia, la Sofia recent, respectiv cu ceea ce se va întâmpla la noi. Eu cred că și România, și credincioșii români, și Biserica Ortodoxă sunt entități suficient de mature ca să nu îi destabilizeze o vizită, fie și ea, a Sfântului Părinte. Deci nu cred că în termenii aceștia trebuie pusă problema. Și nici nu vreau să sugerez că ar fi vreo destabilitare prin Bulgaria. Apropo de atitudinea bulgarilor, care, repet, mie nu mi-a plăcut. E cel puțin nepoliticoasă, ca să zic așa. Chit că întâlnirea au fost la cel mai înalt nivel. Dar mie nu mi-ar... Sunt convins că nu o să văd, dar nu mi-ar fi plăcut să văd o asemenea reacție sau o asemenea atitudine sau o asemenea poziție sau o asemenea situație în care Papa ar fi putut să fie pus în România, de pildă. Vă referiți la celebra imagine când... Faimoasa imagine... În Catedrala Alexandru Nevski, când a rămas singur. Mă rog, nu înțeleg foarte bine mesajul, dar cred că oricum Biserica Ortodoxă Română nu este la aceeași situație. Mai ales că, unul, cum bine ați menționat, România este prima țară majoritară ortodoxă vizitată de un papă. 2. Biserica Ortodoxă Română are totuși o relație cu Biserica Catolică, care are concretă pe câteva lucruri. Biserica Catolică, Biserica Greco-Catolică este recunoscută într-un statut extrem de generos pe care România l-are. Sigur, România are un milion și ceva de credincioși ortodoxi în Italia, care încă nu sunt recunoscuți, dar care ar putea să fie recunoscuți, și această recunoaștere ar putea să le aducă inclusiv beneficii concret, materiale, pentru
instituții, pentru episcopie și pentru credincioși. Asta este un joc pe care, o negociere pe care Biserica Ortodoxă, statul român, trebuie să le facă. Numărul mare de credincioși ortodoxi din Italia, cred că este și un avantaj. Și nu numai, sunt aproape 300 de parohii în întreaga... Indiscutabil, eu spun la Italia, pentru că vorbim acum de... a fost un schimb de bursă extrem de intens între și un sprijin din punctul ăsta de vedere pentru studenții teologi din România la universități catolice prestigioase, dintre cele mai prestigioase, chestie care nu poate să fie, hai să zic așa, ignorată simplu. Ca să mă refer la concretețea, ca să zic așa, acestei dimensiuni. Și în al treilea rând, Biserica Ortodoxă Română nu e o biserică slavă. Poate că ar fi trebuit să începem cu asta. Este o biserică ortodoxă latină. Deci ea în peisajul ortodox, că ne place, că nu ne place, ea este, dacă vreți, undeva la mijloc, în zona de echilibru. Iar ignorarea sau o atitudine din asta mai de frontă față de o biserică care vine din arealul latinității, din zona aceea de la care ne revendicăm și de la care, de fapt, europeanitatea noastră se revendică cel mai pregnant și care, din păcate, a fost cea mai ignorată dimensiune a proiectului european al României, când noi știm foarte bine că limba latină sau latinitatea, limba latină a fost prima instituție a Europei. Metaforic, oarecum. Dar când tu, din zona asta, când ai probleme și de identitate și de asociere cu Europa și de percepție, dacă vreți, miza ta fundamentală, principală, filonul acesta de latinitate, de limbă latină, ar fi fost poate poarta cea mai bună prin care să încerci să intri, să faci o conversație prin care geografia ta simbolică europeană să fie și acreditată și recunoscută. Numai proiectul centenarului, dacă aduceai columna lui Traian și făceai o copie în Piața Victoriei, dau un exemplu la întâmplare, îți marca ceva. Nu s-a făcut nimic. Nu, asta este ideea, că s-a fi făcut ceva care e greșit și că treia. Nu s-a făcut nimic. Dar un asemenea mesaj trebuia dat. Iertați-mă, deci... aș vrea să subliniem și să subliniez ceea ce a spus mai devreme, pentru că acest lucru mi se pare extrem de important. Faptul că avem această columna lui Traian, copia, la Muzeul de Istorie și ea este închisă în zidurile, între zidurile acestui muzeu, mi se pare un lucru pe care nu știm să-l speculăm și nu ne cunoaștem nici măcar istoria, pentru că, așa cum a spus, această copie a statuii, a columnei lui Traian, ar fi trebuit și ar trebui expusă într-un spațiu public, ca să ne recunoaștem identitatea. Iertați-mă pentru intervenție. E o bună, ea trebuie făcută de fiecare dată. Și am mai spus-o, probabil și în emisiunea dumneavoastră, două lucruri fundamentale. Columna lui Traian pusă, vizibilă pentru oricine vine în România și doi, statuia lui, pentru cine are dubii, statuia lui Woodrow Wilson, pentru că el este unul dintre cei care au făcut România mare. Aceste două simboluri transmise înspre Occident ar fi fost, după părerea mea, mai importante decât nu știu câte discursuri ale nu știu cărui politician român. Nu s-a făcut niciuna dintre acestea. E o lipsă de viziune aici care, sigur că e irritantă. Mergem mai departe și revenim, să spun, la subiect. Deci, din punctul ăsta de vedere, din cooperarea concretă între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Catolică, faptul că Biserica Ortodoxă nu este o biserică slavă și de fiecare dată va avea această identitate, indiferent că stă la masă, indiferent cu cealaltă biserică, că e greacă sau că e slavă, toate aceste lucruri și multe altele ne fac, după părerea mea, să avem încă o dată o atitudine mai matură, mai realistă, și mai pragmatică, mai concretă, inclusiv când discutăm de acest subiect, vizita unui suveran pontif. Deci, nu agrez și nici nu aș recomanda modelul bulgar, ca să zic așa, de raportare, nici nu intru în substanța argumentelor pe care, mă rog, Sofia l-ar avea, nici nu mă interesează, dar cred că România nu este nici în această situație, aceeași situație, nici n-ar trebui să facă așa ceva. Ca să închid subiectul ăsta apropo de atitudinea pe care Biserica Ortodoxă Română ar trebui să o aibă, am absoluta convingere că vor ști să gestioneze sau știe să gestioneze Biserica Ortodoxă Română relația, întâlnirea, scenariul, coregrafia acestei întâlniri în așa fel încât să nu existe niciun dubiu de vreo impuritate teologico-canonică sau de care vreți dumneavoastră. Domnule profesor, pentru că ați amintit de coregrafie. Trebuie să precizăm că al doilea punct din vizita
Papei la București, va fi la Palatul Patriarhiei, iar apoi vizita se va continua la Catedrala Națională, unde Papa nu va fi singur, ci Sinodul Permanent al BOR-ului va participa la această întâlnire. Așa cum am aflat din desfășurător, va exista un mic moment de rugăciune, care se va axa în jurul rugăciunii Tatăl nostru. De altfel, rugăciunea fundamentală a creștinătății. Iarăși, nu e neapărat confortabil, dar, din păcate, ideea de creștinătate, dincolo de, mă rog, paper-urile care sunt produse în urma întâlnirilor ecumenice, dincolo de asta, ideea de creștinătate cu probleme, ca și creștinătate, în anumite zone de pe glob, e o idee care, repet, din păcate, începe să devină din ce în ce mai acută și mai provocatoare. Creștinii nu o duc bine în anumite regiuni. Orientul Mijlociu este un exemplu. A, că nu ne place că un președinte cu aluirea domnului Trump a ridicat problema asta și a pus-o pe masă, inclusiv la Organizația Națiunilor Unite, și a spus că retrage finanțările pentru că, mă rog, creștinii nu sunt protejați cum ar trebui în zona Orientului Mijlociu sau în alte zone în care creștinii sunt minoritari, asta e o altă discuție. Dar asta nu înseamnă că realitatea nu există. Că o spune, o verbalizează Trump sau altcineva, realitatea există. Deci ideea de creștinătate persecutată este o idee care ar trebui să ne facă un pic mai puțin pudibonz apropo de adjective sau de cuvinte care pot să sună sau conotații nu foarte pozitive pentru unii, cum ecumenism. Dar colaborarea creștinilor pentru a proteja creștinii din anumite zone, și zone în care creștinii au nevoie de protecție, asta cred că trebuie să fie un deziderat. Deci problema asta nu se pune în termeni nici măcar, dacă vreți, în termeni de afinități teologice sau dezbateri teologice mai mult sau mai puțin subtile. Se pune în termeni de provocare concretă pe care o avem astăzi, chiar acum când vorbim, în care creștinii au nevoie de ajutor. În momentul acela ei sunt creștini. Nu te uiți la ei din prisma mai mult sau mai puțin justificată a unor diferențe de tip confesional. De altfel, în întâlnirea cu Patriarhul Neofit al Bulgariei, Papa Francis a lansat o temă extrem de activă în ultima perioadă, și anume speranța ca într-un viitor apropiat sărbătoarea pascală să fie celebrată la o dată comună. Iarăși, un subiect interesant, să vedem dacă va fi abordat și la București, cu siguranță că tema nu va lipsi de pe agenda. Da, de acord. Asta pentru că ați vorbit de această unitate. Unitatea de acțiune a lumii creștine n-ar trebui să fie una care să derive neapărat dintr-un text de tip ecumenic asumat unanim și votat 100%. Nu despre asta e vorba. Deci până să ajungem acolo, cred că avem atât de multe de făcut împreună, ca urmare a unor provocări reale în care ideea de creștinătate devine o idee politică și o identitate politică și chiar geopolitică, nu? Când comunitatea creștină devine o entitate geopolitică strategică împotriva căreia dai mesaje lumii, atunci trebuie să-ți asumi această chestiune și să încerci să aperi această comunitate creștină. Pentru că nu înțeleg și nu o să înțeleagă nimeni niciodată de ce de anumite categorii etnice, nu etnice, de categorii de diverse forme defavorizate ajungem să vorbim mai mult decât de această categorie, nu, religioasă, care se numește comunitatea creștină și pe care atunci când intră într-un regim de persecuție aproape sistematice, nu vorbim nici măcar cu o zecime din intensitatea cu care vorbim când alte tipuri de comunități, de tip etnic, de tip de gen, de tip ce doriți dumneavoastră, de tip rasă și așa mai departe, culoare, sunt persecutate sau sunt afectate într-un fel sau altul. Deci noi avem acum o corectitudine asta politică absolut nătângă, în care nu vedem realitățile din pricina unor pudibondării pe care ne-am construit. Academic, social, politic, de cum vreți noastră. Ori chestiunea asta trebuie îndepărtată. De asta ni se pare, de asta n-a fost o știre faptul că Trump a spus că Organizația Națiunilor Unite trebuie să apere creștinii. Nimeni n-a dat această știre, aproape nimeni în spațiul european. De ce? Pentru că nu dădea bine, că vezi, Doamne, nu putem să fim Trump peste noapte, nu putem să vorbim ca Trump. De parcă problema este dacă se spun adevărul și lucruri corecte, nu emitentul în sine, că ne place, că nu ne place Donald Trump, e o chestie personală.
sau electorală, dacă vorbim de americani. Dar mesajele, dacă mesajele lui Donald Trump sunt corecte și au, mă rog, o anumită relație cu realitatea, atunci sigur că trebuie să fie luate în seamă. Deci în sensul ăsta spun că până la a parafa teologic o tip de unitate pe care, la care visăm și la pe care probabil că, mă rog, am trăit-o sau creștinătatea a avut-o la un moment dat, până atunci sunt suficient de multe lucruri care să nu ne blocăm în cuvinte. Sunt suficient de multe lucruri de făcut împreună până ajunge să facem blocaj teologic sau blocaj de vorbe. Putem vorbi de o unitate cu privire la modul în care mesajul papei a fost receptat și acela de a primi lumea defavorizată în Europa, pentru că din acest punct de vedere, așa cum spuneați mai devreme, mă tem că există un dublu limbaj. Deci, pe de-o parte, ne asumăm suferința celorlalți, însă, pe de altă parte, vedem transformările care se petrec în acest moment în Europa. Și Franța poate fi un exemplu foarte intens de discutat. Și numai Franța, din păcate. Și alegerile electorale europarlamentare vor fi marcate de un element care se numește migrație. Ne place sau ne place, migrația a schimbat sau a contribuit major la schimbarea arhitecturii politice a continentului nostru. Și aici cred că, mă rog, corintena politică nu și are locul. Dar ca să vorbesc un pic mai concret apropo de reacția față de mesajul pe care Papa Francis îl transmite, aici, sigur că el e controversat. E un mesaj populist până la urmă? Pentru că din perspectiva creștină nu este unii populist. Unii au făcut asocieri apropo de acest papă, inclusiv cu teologia eliberării, iar contestațiile la care e supus acest papă cred că sunt fără precedent. În Statele Unite, inclusiv în Italia sau în zone de diverse zone, cu majoritate catolică, sigur că vocile care se ridică împotriva unor tipuri de mesaje quasi-politice ale papei Francis sunt mari, sunt puternice și sunt greu de ocolit. Dacă ar fi să vorbim de unanimitate, aș vorbi mai degrabă de unanimitatea refuzului, apropo de mesajul papei. Am dat exemplu statelor din Europa Centrală și d'Est. Și aici, cum să spun, facem legătura cu ceea ce evidențiază sau diferențiază această vizită, în speță chestiunea maghiară sau relația cu Ungaria. Pentru că acolo e marea problemă. Ăsta e și motivul pentru care domnul Orban niciodată nu va veni să se întâlnească cu suveranul pontif, chiar dacă l-ar fi ispitit să vină să se întâlnească cu suveranul pontif pe teritoriul României, chiar dacă s-a întâlnit cu suveranul pontif în 2013, când a avut loc o vizită în alte contexte. 2013 era, mă rog, destul de demult, ca să zic așa, când a avut o vizită la Vatican. Deci aici apare problema. E un mesaj politic, nu, care îl diferențiază pe papă de toți liderii politici din Est, semnificativ, mai puțin cei români care n-au patinat foarte mult pe tema asta. Și care a făcut ca această vizită, mă rog, la această vizită să fie trimis președintele Ungariei, nu să vină premierul maghiar, președinte maghiar, care este catolic, nu este catolic devenit sau asumat, cum este Victor Orban. Victor Orban nu este catolic la origini, este protestant, dar acum sigur că se declară sau își asumă mai degrabă acest tip de identitate, probabil că e mai prodigioasă sau sună mai bine, sau rimează mai bine cu domnul Victor Orban, nu să fii catolic asociat cu instituții mari, puternice, vechi și care au un aer spectacular mai pregnant. Deci, problema este ce mesaj. Și e foarte interesantă polemica care a apărut în aprilie 2019, luna trecută, în The American Jesuit Review, revista jesuită americană, în care un teolog, foarte Martin Luther, transmite un mesaj în care spune papei atenție la mesajele populiste din Europa de Est. Și atenție cum va fi folosită vizita papei de către aceștia. Mesajul a fost foarte interesant și a stârnit foarte multe reacții, mai în special în Ungaria, pentru că el ar fi așteptat, sau trebuie să ne uităm un pic cum papa se va raporta la acești lideri religioși din Est, unde se duce el, și care în marea majoritate, mai ales în statele catolice, majoritar catolice, sunt împotriva migrației. Va da papa sau nu va da un mesaj? Îi va gira prin tăcere sau în alt fel? Sau papa va spune ceva despre asta? Asta e foarte interesant de urmărit. Eu spun că a existat o reacție
iarăși semnificativă în presa maghiară, în care iezuiții maghiari i-au răspuns teologului american, liderul iezuiților maghiari se cheamă Elmar Vici, și care a spus: de ce politizați vizita, ce treabă aveți dumneavoastră să faceți mesaje politice, adică de ce îi cereți papei să dea mesaje politice? Lăsați-ne în pace și nu puneți presiuni politice pe această vizită, care trebuie să fie o vizită eminamente, nu-i așa, religioasă. De ce e semnificativ? Este semnificativ că, din două puncte de vedere. Unu, că adunarea episcopală maghiară, în deopște, ține sigur cu, sau nu este împotriva lui Victor Orban. Și doi, că acest Elmar Vici este român din Miercurea Ciucă. Și este semnificativ, primul punct, dacă ne uităm de pildă la toate mesajele pe care episcopii catolici l-au transmis. Episcopii catolici, adunarea episcopală catolică, nu mai intru în detalii că sunt cunoscute, nu se află în relație foarte bună cu papa. Din pricina acestui fenomen care se numește migrație. Din pricina poziției politice pe care Ungaria o are și domnul Victor Orban, care se numește respingere totală față de migrație. Iar mulți episcopi catolici maghiari au trimis scrisori papei, care una dintre ele e celebre, spune: domnule, da, noi respectăm lupii că sunt creația lui Dumnezeu, dar nu îi punem împreună cu turma. Alminter spus, mai slăbiți-ne cu mesajele astea să iubim pe toți necondiționat. Și interesant că primatul Bisericii Ungare, Peter Erdő, care e un personaj foarte important, faceți aminte că la un moment dat se discuta ca numele lui să fie un potențial candidat cu șanse la poziția de papă, care a stârnit o mare agitație în Ungaria. Asta nu înseamnă că candidatura lui nu se va mai discuta. Și Peter Erdő a dat un interviu chiar în 2019, anul acesta, și zice, întrebat fiind la un moment dat, scrutat așa un pic mai dur despre migrație, migranți, ce crede despre asta, la un moment dat, cum se traduce, nu, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, în termen de migrant, și la care a răspuns foarte semnificativ: da, sigur, este un comandament creștin, dar depinde de situație, depinde de context. Adică a nuanțat foarte discutabil, poate teologic, această discuție, dar cel puțin n-a avut nicio poziționare care să critique în vreun fel, în numele unor mesaje ale papei, guvernul maghiar și pe Victor Orban. Deci cam toată biserica catolică din Ungaria stă, cum se spune, strâns unită în spatele domnului Victor Orban, iar mesajul pe care vi l-am dat al domnului Elmar Vici este în acest sens. Adică nu ne mai veniți cu politizare și nu folosiți vizita papei ca să apostrofeze populismul din Europa Centrală și Est, pentru că nu va fi vorba despre asta, nu trebuie să fie vorba despre asta. Deci spuneam că, unul, este important pentru poziția politică și, doi, este important pentru că și domnul Peter Erdő și domnul Elmar Vici sunt originari din România sau au rude. Sau au anumite legături cu România, pentru că primatul Bisericii Ungare este din bunici secui și asta explică de ce pe blazonul său se află simbolistica secuiască, luna, soarele și cerul albastru. Pentru că originalul este secuiască. Și atunci, problema care se pune și care e extrem de presantă pentru statul român și care ar merita o investigație, pe care nu pot să facă un institut de cercetare, este care e influența maghiarilor din Transilvania asupra spațiului public, nu neapărat politic, dar spațiului public și a instituțiilor de discurs din Ungaria. Pentru că o să constatăm un lucru foarte interesant. Că mulți maghiari din Transilvania care se duc în Ungaria și ajung în poziții importante, în poziții care pot emite mesaje, ei sunt una dintre motoarele cele mai importante în forjarea inclusiv acestui discurs de tip național sau naționalist maghiar, uneori chiar în pofida ungurilor care trăiesc în special în Budapesta, nu neapărat în Ungaria, pe care unguri din Budapesta uneori îi pune în dificultate cu impetuozitatea lor. Pentru că ungurii din Budapesta, de pildă, ca cei care trebuie să ne înțeleagă, ungurii din Budapesta, sigur că se uită la ei și, da, e omenește, înțelegem, dar relația dintre Budapesta, de pildă, sau Ungaria și Transilvania, nu are nicio legătură cu relația între România și Republica Moldova. De ce? Pentru că, teoretic vorbind, chit că Bucureștiul vrea sau nu poate, sau nu vrea și nici nu poate, teoretic vorbind, îți poți imagina că Basarabia va deveni partea României.
E o minoritate rusă nesemnificativă acolo, mai puțină decât minoritatea ucraineană. Da, o minoritate care vorbește limba rusă, e adevărat, o minoritate lingvistică. Dar până la urmă acolo sunt 80-80 ceva la sută români moldoveni. Deci, practic, în masa asta de 20 de milioane de români, cât o mai fi noi, nu este o chestiune care să decalibreze statul român sau să-l pună în criză. Dar în Ungaria, în mod realist, nu poți vorbi de Transilvania ca să fie alipită Ungariei sau Ungaria să cucerească Transilvania, că nu poate ține. Poți să ții 7-8 milioane de români într-o Ungarie, nu, care va beneficia doar de vreun milion de unguri din Transilvania și în rest români, care nu sunt neapărat foarte simpatici cu ideea de a fi sub controlul Budapestei. Deci acolo e nerealist să spui asta. Dar ungurii ăștia din Transilvania vin și ei potențează enorm un discurs care pentru localnicii din Budapesta sună puțin excesiv, ca să nu zic exagerat, dar dreptul. Dar influența lor este acolo. Și nu-i întâmplător că vocile acestea pe filon religios de data asta vin de la oameni care au legătură cu Transilvania. Pentru că acolo pregnanța discursului naționalist este foarte mare. Și este important ce se va întâmpla, inclusiv din punctul acesta de vedere, la Șumuleu. Și e important și dintr-un alt punct de vedere. Acum, americanul Mark Lawson, pe care l-am invocat, el a făcut cercetare de teren între 2009 și 2013 la Șumuleu. Și el a spus foarte clar. El a fost și în cor. Și a zis, dom'le, de fiecare dată, aproape de fiecare dată, după ce se făcea o slujbă, se cânta imnul maghiar. Repet, un om care a stat acolo între 2009-2013 știe limba maghiară și a văzut ce se petrece acolo. Este, de fapt, unul dintre rarele prilejuri de, de esență religioasă, nu? În care se vorbește strict limba maghiară. Deci, la Șumuleu, dacă vrei să faci o slujbă în limba română, în siajul acelui pelerinaj, nu poți. Că limba maghiară e limba oficială și de pelerinaj, ceea ce e cel puțin bizar, între noi fie vorba. Dar faptul că se cântă imnul maghiar după fiecare slujbă, asta pune provocări în plus, după mine, pentru că sper, Doamne ferește, sper că rațiunea n-a ieșit complet din peisaj și sper că nu-i va trece cumva prin minte să cânte imnul maghiar în prezența președintelui maghiar, în prezența papei, după ce slujba de la Șumuleu se va fi încheiată. Pentru că imaginați-vă noastră care va fi efectul politic al unui asemenea eveniment. Și repet, aici nu vorbim din fantezii livrești. Acolo se cântă imnul maghiar, statului maghiar, după slujba religioasă. În amestecul ăsta extrem de filetismul ăsta extrem, extrem de periculos. Deci dacă în România se va întâmpla asta, care vor fi efectele politice, publice, strategice a unui asemenea eveniment? Repet, cu în prezența președintelui maghiar. Da, credeți că Papa Francis s-ar lăsa manipulat asemenea... Cred că Papa Francis este foarte atent ca aceste mesaje să nu se întâmple. Și va fi foarte precaut ca să nu existe niciun semnal, inclusiv că ar gira într-un fel sau altul lideri politici, mai ales maghiari. Pentru că liderii maghiari au fost extrem de contundenți apropo de Papa. Deci el nu girează asemenea tip de lider și în special nu va gira niciun fel lider maghiar. Dar asta nu înseamnă că unora nu le va trece asta prin cap. Pentru că să ne înțelegem. Bine, România, din păcate, cum spuneam la începutul emisiunii, nu poate să cuprindă într-un proiect mai amplu această vizită. Că dacă România avea un proiectul evadării din Est, vizita asta o ajuta și îl fructifica din această perspectivă. Latinitate, columna lui Traian, papă, etc., etc. N-a putut să facă asta, din păcate. Dar Ungurii au un proiect. Diferența dintre noi în relația cu această vizită și unguri în relația cu această vizită este că iau un proiect în relație cu această vizită. Iar proiectul lor este foarte simplu. Se numește tentativa aceasta pe care o vedem, dar nu o înțelegem de fiecare dată, de co-suveranizare a Transilvaniei. De prezență a Ungariei de fiecare dată când un eveniment major se petrece în Transilvania. Asta înseamnă, în esență, co-suveranizare. Să vă dau un exemplu. Un cetățean român, domnul Kelemen Hunor, a fost apostrofat de autoritățile ucraine, vă aduceți aminte, cu puțină vreme în urmă, pentru că ar fi încercat să intre fraudulos sau ucrainii au considerat că nu are voie să intre în Ucraina. Dom'le, omul era cu pașaport românesc. Cum vă imaginați dumneavoastră că s-ar putea întâmpla ca un cetățean din Republica Moldova să aibă o problemă în Spania? Și spaniolii să spună, domnule, nu mai intri la noi în țară, că ai făcut nu știu ce.
Vă imaginați că a trebuit să fie o reacție a Ministerului Afacerilor Externe din România? Pe ce bază? A, că Republica Moldova a fost parte a României în perioada interbelică, Ministerul Afacerilor Externe din România se manifestă atunci când un cetățean cu pașaport al altui stat are probleme cu un stat terț? Dom'le, asta a făcut Ungaria, asta a făcut Budapesta. Ministrul Siarto a reacționat împotriva acestui act, nu-i așa, Samavolnic, care s-a comis împotriva domnului Kelemen Hunor, care s-a prezentat la vamă cu pașaport românesc. Dom'le, grav nu a fost că, mă rog, ce-o fi făcut domnul Hunor, nici nu mă interesează. Dom'le, dar autoritățile din România n-au avut nicio reacție pe această speță. Și maghiarii ce au zis? Dom'le, se poate? Se poate. Data viitoare mai zicem o dată. Din moment ce am creat un precedent. Asta înseamnă co-suveranitate, adică intervenția unui stat în altă regiune sau alt stat, ca și cum are drept de suveranitate acum. Asta este o tehnică diplomatică rusească. Rușii au inventat chestiunea asta în zona transnistreană și în zona Donbasului, în care ei încercau, de pildă, în Transnistria, până se discută statutul politic, să desuveranizeze Chișinău, adică Chișinău să nu mai aibă atribuții în anumite elemente foarte importante. Învățământ, numere de matriculare, atribuții concrete, sistem bancar, etc., etc., spre care se va merge. Asta înseamnă desuveranizare. Ai desuveranizat statul, nu este singurul suveran pe acea entitate, pe anumită speță, și apoi te-l co-suveranizezi, adică mă duc și eu. Investițiile economice, investițiile în sistemele, mă rog, dispozitivele astea, sistemul sportiv în general în Transilvania, ajutoare pentru fermieri, implicarea politică, adică un reprezentant politic al domnului Orban pentru autonomie, declarații evidente de autonomie teritorială și așa mai departe. Toate acestea sunt parte acestui proiect de desuveranizare, respectiv co-suveranizare a Transilvaniei. Ori vizita Papei va fi folosită exact în această idee. Chit că dușmanul principal politic în termen de mesaj, de narațiune, de ideologie al domnului Victor Orban este papa, apropo de migrație, ungurii au pus asta într-o paranteză și au spus, papa vine să viziteze maghiarii din Transilvania, nu din România, din Transilvania, au aruncat mesajul ăsta în presă, iar utilizarea lui ulterior va fi în această direcție. Mai ales că președintele maghiar este acolo. Președintele maghiar e un personaj care politic contează foarte puțin. Dar e acolo. Ce înseamnă asta? Papa s-a întâlnit cu președintele Ungariei în vizită la ungurii din Transilvania. Păi cum vă sună dumneavoastră, evident că România nu va fi menționată, cum vă sună dumneavoastră acest tip de mesaj în ochii sau în urechile unora care nu știu foarte multe lucruri despre ce se petrece aici și care e geografia asta, oricum variabilă a estului Europei? Domnule profesor, pentru că timpul emisiunii noastre se apropie de final, aș vrea să vă rog să continuăm această discuție după vizita Papei la București și în România. Îmi doresc ca înțelepciunea eclezială să fie mai puternică decât interesele politice și de ce nu să ne bucurăm până la urmă de acest eveniment, care este unul care ar trebui să ne apropie mai mult de mesajul hristic, mai ales că ne aflăm în această perioadă pascală. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Vă mulțumesc și eu.